Salut și bine v-am găsit la un nou episod din 7 Days to Die. Astăzi vom continua pe drumul ăsta și vreau să vedem unde duce. Probabil o să mă întorc după asta și să mergem la bază. Dar să avem grijă cu zombii ăștia, nu vreau să mă întâlnesc cu ei. Ok, două ouă, n-am să le iau, uite un ghiozdan. Sunt lucruri bune. O fază am observat, în momentul în care te duci și vrei să lootezi ceva, imaginile sunt puțin distorsionate, nu știu de ce. Probabil e un bug nou pe care l-am introdus în patch-ul ăsta, dar sper să-l rezolve. Că arată ciudat, nu știu, hai să vedem dacă dau loot și vă despre ce e vorba. De exemplu, să dăm loot la mașina asta. Asta nu e distorsionat, dar astea erau, nu știu, blânguiețe așa ciudate. Probabil nu toate. Doar unele obiecte. Phoenix, Las Vegas? What? Los Angeles? Astea erau înainte aici? Nu ți-mi minte să fi fost. Un ghiozdan ceva? Nu. Pleacă-mă de aici, iată-le. What? Ce naiba? Ce se întâmplă aici? Wow. Ba, asta nu era aici, e o bază militară cu mine pe jos. What the fuck, harta chiar se generează random. Deci n-are niciun rost să schimb harta. Wow. Cât de tare poate să fie? Deci update-ul ăsta e genial. Pe bună. Acum mi-e frică să nu se apropie vreun zombie de mine. Că trec eu pe aici. O să explodez cu ei cu tot. Sau era aici asta și nu mi-am dat eu seama. Dar nu cred, mă, nu cred că era. Că e exact ca aia din... Sau nu e exact, dar e similară cu aia din... unde era zăpadă. Oh. Af. M-am dat pe gardul. Ia. Ok, el distruge, știi? Dar eu nu pot. Eu intru în el și mă afectează. Deci astea sunt garduri pentru oameni sau pentru zombie? Oh, e unul de la mare. Dar vedeți și că zombie, nu știu, cade altfel lumina pe ei. Deși e același model, parcă e aceeași grafică, dar cade lumina altfel pe zombie. E, nu știu, e ciudat de explicat, dar... Ok, unde mai sunt de fraieri de ăștia? Oh, shit. N-am nicio rachetă. Am gunoiul de ăsta? 27. Poc. Nu prea are nicio logică. Pentru că la zombie, dacă le tragi în cap, le distrugi creierul și practic aia e toată zona de control a virusului, creierul. Deci dacă e tras în direct în cap, direct în cap, în creier, cine mai controlează zombiul? Merge de unul singur, așa? Uite, ăștia mor dintr-o singură lovitură, dar aia grea și nu. Fi având creier și în altă parte, cine știe. Dacă aș mai găsi niște care package-uri de alea... Dar trebuie să fii atent la cer, că ăștia le dau drumul și... Dacă nu ești atent o secundă, poți să le ratezi. Ok, ne uităm pe niște ammo boxuri. Mai sunt ocazional ascunse pe aici. Parcă văd că iar îmi zice cineva în comentarii, bă, Max, ai ratat nu știu ce ammo box. Vezi cum e lunguiețul ăsta aici? Și uitați cât de mic e ăsta. Faceți o comparație între ăsta și ăsta. Cât de lung e ăsta. Și ăsta nu e la fel.
Și când îi dau ea, îl bagă la farm. E același item. Eu bag ceva. Ah, ok, am ajutat zombiul, am distrus gardul. Munition... What? Voi vedeți cum au ascuns munition box-ul? Glumești? Holy shit, am dat din greșeală și chiar era acolo. Ok, ce va trebui să facem e să rezolvăm noi problema cu zombii ăștia. Că dacă o să trebuiască să lutăm munition box-ul ăla, o să fie destul de periculos. Voi vedeți cum e ascuns între astea? Oh, trebuie să mă duc peste tot, să mă uit în fiecare colțișor. Să vedem dacă nu s-au ascunse și altele. Oricum, seria asta a început să-mi placă un pic mai mult. V-am zis eu că mă plictisisem la un moment dat, dar având în vedere că avem o hartă practic infinită și nouă, putem să explorăm la greu. E tare. N-am găsit decât o singură rachetă în chestia aia. Dezamăgitor. Ce? What? Pot să iau sandbag-urile? Păi stai puțin, măi, că ne băgăm la noi în casă pe astea. Holy shit. Să vedeți ce-mi fac eu de sandbag-uri la casa acolo la mine. Ce-i asta? Ah. Și de ce faci așa? E o cutie care sare și dansează. Ok, sunt o grămadă de sandbags aici. Să luăm și toate minele, că avem nevoie de ele. În cazul în care vin zombi la noi. Ce faci, mă? Pe unde ai venit? Câte stack-ul? Unde e stack-ul de sandbags? A, uite aici, 64. Ok, voi arunca un glass jar. Să văd. Acolo. Am făcut un loc, ok. 64 deja și nici n-am terminat să le iau pe astea de pe partea asta. Uitați-vă câte mai sunt. Îmi pun un de ăsta mare, fac un gard mare din numai din sandbags. Păi așa e fun, frate, când găsești lucruri noi, dar dacă era să stai pe aceeași hartă și să trebuiască să te duci în aceleași locuri, atunci da, într-adevăr, era plictisitor. Oh my god! Au trimis ăștia hordul după mine. O să trebuiască să plecăm de aici, că nu cred că rezist împotriva hordului. Dar poate ne încercăm norocul, a? Ce ziceți? Hai să continuăm să luăm sandbag-urile. Avem deja două stack-uri de 64. Avem deja minele plasate pe jos, am putea să le lăsăm și să ne ajutăm de ele. Deja am început să ajungă aici. Ok, ce să mai aruncăm noi, ce să mai aruncăm? Scrap lead. Pot să fac ce din el? Scrap lead, pot să fac scrap lead. Ok. Doamne, câți... Holy fuck, n-am mai văzut atâția până acum. Hai să văd dacă e ceva bun pe aici. Bineînțeles că e. Nu trebuie să ratăm nimic. Și munition box aici. Undetected. Ok, nu m-au detectat. Hai să luăm repede din munition box-ul ăsta. Doamne, ferește de cât sunt. Hai, încă 5 secunde. 15 gloanțe atât? Nu știu ce să fac acum, să plec de acolo? Dacă stau nemișcat, poate nu mă aud ăștia. Și trec pe lângă mine.
Că acum sunt undetected, știți? Adică, și nu știu de ce vorbesc în șoaptă. Dar e senzația aia că crezi că te aude zombiul dacă nu vorbești în șoaptă. Stăm aici și nu ne aude și să treacă. Nu știu cum nu m-au văzut zombii ăștia. Și pe bune, nu știu cum de nu m-au văzut. Am plecat? Încă-i mai aud. Trebuie să ne uităm în inventoriu o secundă. Am gloanțe de magnum. Sistemul de crafting e diferit. Te duci în funcție de ce vrei. Vrei haine, te duci pe iconța de haine. Vrei mâncare, nu știu ce, te duci așa. Building, e mult mai bine așa. Că înainte trebuia să cauți, bă, nu știu ce. Așa te duci, bă, ce vreau. Tools sau resources. Vreau scaune, mobilier, te duci aici. Tot așa. Mult mai bine mi se pare. Băi, încă n-au trecut ăștia. Să continuăm să luăm astea. Faza e că poate să fie de-astea ammunition boxes pe oriunde. Și nu prea știi unde sunt, dacă s-a ascuns așa în cuburile astea. Cum n-ai băzut dai seama? Oh shit. Interesant totuși cum nu te afectează. M-am băgat în chestia aia și nu m-a afectat, nu mi-a dat, adică mi-a dat damage pe moment, dar nu-mi dă bleeding. Normal, cred că îți dă și o sângerare dacă te bagi în spike-uri de alea așa. Hai să vezi tu ce garden fac eu acasă cu astea. Nici nu știam că le poți lua. Au plecat. A, mai sunt vreo doi care merg pe aici, dar nu avem probleme cu ei. Ok, hai să continuăm pe stradă. Pe drum pe aici. Să vedem ce mai găsim. Ah, am uitat că erau mine aici, era să calc pe ele. Să le iau pe toate. Bă, tu să nu calci pe mine, mă! Ai grijă. Atâm trebuie să vină ceva, un zombie, un porc, un câine, să calce pe mine de asta în jurul meu și chiar dacă eu nu calc pe ea, să declanșeze. Și să mor și eu. Ar fi un dezastru că sunt la o distanță foarte mare de casă în momentul ăsta. Ia uitați până unde sunt. Aici e casa. Și uitați pe unde m-am mers. Holy shit. Și harta imensă în momentul de față. Cât am mers acum, puteam să ajung în partea cealaltă a hărții originale. Și nici nu sunt... Habar n-am unde sunt, poți să te duci la infinit. Ia uitați. Deci e pur și simplu genial ce au făcut tipii ăștia acum cu jocul. Cred că așa trebuia să fie jocul de la bun început. Nu cu o hartă predefinită, ci cu o hartă pe care poți să te duci să o explorezi și să fie nouă de fiecare dată. Uite mă la tine acasă. Oh. Ok. Ok, am revenit. Da, am călcat pe mine din greșeală. În loc să dau să apăs să meargă în spate caracterul ăsta, am dat să meargă în față. Să văd unde e ghiuzdanul. Exact ce ziceam, să nu se întâmple, asta s-a întâmplat. A, uite-l acolo. Ok. Bun. What the fuck? Ah, stătea ciudată la acolo. Ok, am trecut pe acasă, am luat niște borcane. Ah, și avem o grămadă de borcane acum.
Bun, hai să plecăm de aici. Intenția mea n-a fost să mor aiurea, dar oricum ați văzut, am tăiat drumul ca să nu vă plictisesc. V-am recepționat mesajul. Că în trecut aș fi postat și drumul înapoi, știi cum e? Adică am murit, mă întorc și filmam tot. Dar n-are niciun rost, sincer. Așa că l-am editat. Pur și simplu ca să vă plictisesc, pentru cei care vă întrebați de ce a fost catul ăla acolo. Acolo am fost? Asta e așa, ce e acolo oare? Ah, e un simplu cort. Nu știu, trebuie să schimbe sunetele astea, că sunt destul de false. Când oftează omul ăsta așa. 360 no scope. Pot să le dau și fără țintă, stura. Ceva mi-a zis să caut în copaci ăștia tăiați. Că e posibil să găsesc arme. What the fuck? Ce-i asta? Lead fishing... Poți să pescuiești în jocul ăsta? Știi cineva dacă poți să pescuiești? Cât de tare ar fi? Sau poate au băgat în patch-ul ăsta nou să poți să pescuiești? Și ar fi pur și simplu genial. Că avem dita mai lacul acolo, ne-am putea lua o grămadă de mâncare fără să mai avem probleme. Și pe principiu mergem și le gătim. Ok, iteme bune. Chiar foarte bune, aș putea zice. Oh, blood bag. Ia uiți, mă. Avem și un blood bag. 39 de mine, o rachetă. Borcanele astea n-am nevoie de ele momentan. Borcane poți să-ți iei și poți să-ți faci la infinit. E... Cred că cea mai ușoară chestie de făcut rost în jocul ăsta. Ok, continuăm pe aici. Și hai să ne întoarcem acasă, avem foarte multe iteme. Și vreau să le depozitez, plus că vreau să pun sandbag-urile astea, dar dacă aveți idei cum să le punem, cum să punem sandbag-urile, lăsați-le în comentarii și vom vedea. Și vedeți încă un detaliu, copacul ăsta se mișcă. Se mișca înainte? Nu știu, eu nu țin minte să fie mișcat înainte. Oricum, mulțumesc de vizionare și ne auzim data viitoare. Lăsați în comentarii cum vreți să punem sandbag-urile. Pa, pa!